a fi fermier astăzi, a fi pomicultor astăzi este o responsabilitate extraordinară. În secolul 21, în anul 2021, este o responsabilitate foarte mare pentru că voi faceți accesul către hrană de calitate și hrană în cantități suficiente către întreaga populație. Iar uneori accesul la hrana asta face diferența între o societate care prosperă sau o societate în haos. Unul din laureații premiului Nobel pentru Agricultură, Borlau, spunea că e greu să te gândești la o societate pacifistă când ai stomacul gol și avea mare, mare dreptate. Prin urmare, ceea ce voi produceți este de importanță vitală și Bayer este absolut conștient de lucrul acesta. Ce înseamnă pentru noi anul 2021? Păi, în primul rând, înseamnă o învățare. A tuturor experiențelor din anul 2020, cu bune și cu rele. Și lucrul bun de care vreau să mă leg acum este faptul că am învățat împreună și vom continua să învățăm împreună, la bine și la greu. Ce a însemnat pentru noi acest proces de învățare în 2020 și care astăzi se aplică foarte bine? Păi, în primul rând a însemnat că suflăm și în iaurt și încercăm să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut uh, anul trecut pentru a ne asigura că ajungem la dumneavoastră la momentul la care aveți nevoie de noi și cu uh, soluțiile și cu produsele de care dumneavoastră aveți nevoie. Prin urmare, intenția noastră este aceea de a continua să fim alături de dumneavoastră atât prin echipa noastră de vânzări, dar și prin intermediul uh, tuturor canalelor și tuturor, zic eu, uneltelor digitale pe care ziua de astăzi le poate oferi. E foarte, foarte important pentru că noi știm o vorbă din bătrâni, ochii care nu se văd se uită, și noi nu vrem acest lucru. Nu vrem să vă uităm și nu vrem să ne uitați. Prin urmare, intensificăm tot ceea ce înseamnă interacțiune, fie ea fizică cu dumneavoastră în anul 2021, fie ea prin intermediul diferitelor canale de comunicare, fie ea prin. Intermediul uh, măsurilor sau metodelor prin care noi comunicăm în mod uh, clasic. Aș vrea să amintesc aici câteva lucruri, pentru că avem o campanie care stă în fața noastră și noi ne pregătim intens pentru, pentru aceasta. Deja echipa noastră se află în teren, și slavă Domnului, pot să vă viziteze în fermă. Oamenii noștri sunt deja echipați cu catalogele Bayer pentru culturile horticole, și asta e un lucru foarte important pe care vreau să-l menționez aici. De asemenea, determinatorul pentru boli și dăunători în pomicultură este pregătit, echipa de vânzări îl are în posesie și este pregătită să-l aducă în curțile dumneavoastră. Intrăm într-o perioadă în care e foarte importantă comunicarea și pe aceste canale digitale. Prin urmare, Aplicația mobilă Bayer vă stă la dispoziție cu tot ceea ce înseamnă informație tehnică și vă rugăm să o accesați. Vreau să menționez de asemenea că tot ce producem, ca și cataloge, ca și produse tipărite, apar automat și în mediul virtual. Deci aveți acces la ambele variante. Foarte important de asemenea este faptul că am început în 2020 și vom continua în 2021 acest ciclu de video Videoclipuri tehnice pe care le filmăm în fermele noastre împreună cu dumneavoastră pentru a transfera și către ceilalți uh, pomicultori sau horticultori uh, informații în timp util, informații care să-i ajute să ia niște decizii care să facă diferența între, să zicem, o problemă care, care se poate dezvolta sau o problemă rezolvată. Ne interesează foarte mult acest lucru, echipa noastră este pregătită. Și puteți conta pe faptul că noi vom fi din nou în fermele dumneavoastră de fiecare dată când vom avea această ocazie. Cred că e important de asemenea să mărturisesc că acest forum pomicol vreau să fie o dovadă a interesului nostru și a responsabilității pe care o acordăm ca echipă acestei culturi. Suntem, suntem foarte conștienți de ceea ce înseamnă pomicultura, suntem foarte, foarte conștienți de ceea ce înseamnă horticultura în România și în lume, și vrem să continuăm să acordăm atenția care îi se cuvine, atât prin măsurile noastre de comunicare, atât prin interacțiunile noastre, cât și, veți vedea, prin politicile noastre comerciale și oferta noastră de soluții.